Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Locuiește în America de peste 10 ani, dar din când în când preferă să-și facă vacanțele prin Europa. Motivul este unul simplu. Mama și fratele ei sunt încă în România, iar fratele artistei, Ionuț, nu este un mare fan avion pe distanțe lungi, așa că nu și-a vizitat sora niciodată în America. Pentru că a devenit deja o tradiție să-și ducă familia în vacanțe peste hotare, acolo unde se întâlnește cu ei, cântăreața a ținut să o respecte și anul acesta. Așa că și-a dorit să revadă Marbella și și-a chemat mama și fratele în Spania, îmi văd familia o dată pe an, în general. Doar uneori reușesc să-i văd mai des. Din 2019 am luat hotărârea să ne vedem în altă parte decât în România, să mai vedem și alte locuri pe care nu le-am văzut, să ne relaxăm, pentru că dacă vin în România pentru mine nu e tocmai o vacanță, trebuie să merg să-i vizitez pe toți și dacă nu ajungi să-i vezi pe toți, se supără. Nu ai cum să mulțumești pe toată lumea și cel mai bine e așa, ca să simt și eu că e vacanță și să stau cu ei cât de mult pot, cu mama și cu fratele meu. M-am gândit că asta e cea mai bună soluție, să ne vedem pe teren neutru, pentru că ei nu zboară atât de mult să vină să mă vadă, iar în Europa e cel mai simplu să ne întâlnim, a povestit Ana Maria Ferenț. În 2019 am fost în Grecia, în Santorini, unde a fost superb, apoi în 2020 a fost cu COVID-ul. Am venit eu în România și am stat în casă, în București, timp de 3 săptămâni, ceea ce nu vreau să repet. În 2021, am fost în Spania, în Marbella, iar anul acesta, pentru că ne-a plăcut foarte mult în Marbella, ne-am dus în aceeași zonă, dar în alt oraș. Ana Maria Ferenț duce o viață liniștită în America, acolo unde se simte iubită și împlinită. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un om de afaceri american, Douglas, și s-a integrat de minune în familia acestuia. Iubitul solistei are 7 copii, cu care Ana Maria interacționează de minune și de care se ocupă atunci când locuiește cu ei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.